tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi începem un nou vlog în care o să intrăm împreună în vibe-ul de toamnă și începem cu decorarea. Am aici câteva din lucrurile pe care o să le folosim ca să decorăm pe aici prin casă. Începem cu zona de living și ce vrem să folosim? În primul rând vrem să punem lumânarea asta foarte faină pe care v-am prezentat-o în hall. Asta, super, cu fitilul de lemn, așa. Mai departe, vrem să folosim și lumânarea asta micuță de la Pepco, împreună cu ariciul ăsta, care este tot o lumânare, foarte drăguțe. Mai departe, avem aici niște pături noi-nouțe, pe care le-am cumpărat mai de mult de la Pepco. Ia uitați, sunt două și pe ăstea vrem să le punem pe canapea. Pe canapeaua asta pe care stau acum au costat 110 și sunt 180 pe 220 de centimetri. Să vă arăt și vouă mai îndeaproape. Sunt foarte, foarte faine, așa pufoase și eu zic că o să se potrivească foarte bine. Vedem asta împreună. Așa, și după aceea pe pat, ca să fie așa de toamnă, o să-mi punem câțiva din dovlecii pe care îi avem. Ăștia, ăsta așa, pufos pe alb și ăsta tot așa pufos pe maro și mai avem aici încă unul pe alb. Și ce am mai pus noi aici? Și lumânările astea așa micuțe, ne gândim să le punem pe aici. Bun. Haideți să vedem cum o să iasă. Prima pătură a pus-o mami, haideți să o punem împreună pe a doua. Mi-am adus și o foarfecă ca să o putem desface. Care aici un nod. Ia să vedem. Chiar mă gândeam că ăstea cred că s-ar potrivi și iarna, doar că noi, pentru iarnă, avem unele mai groase. Și o să le punem pe alea mai groase iarna. Astea sunt destul de subțiri. Și haideți să o punem. Ia să vedem. Cred că așa. Doamne, chiar arată super, super drăguț. Bun, și acum trebuie să aduc și pernele în formă de dovleci. Am schimbat păturile între ele, am observat că una e un pic mai spre galben, le-am cumpărat din două Pepcore diferite, poate de aia, dar nu-i problemă pentru că am adus și aceste două învelitori de perne și cumva o să se mai compenseze, să mai punem așa un pic de galben pe pat și nu o să se observe, că oricum e foarte mică diferența, nu știu cât se observă, dar e mică diferența. Așa că vreau să învelesc acum pernele astea cu învelitorile, astea foarte faine pe care scrie Hello Pumpkin Season. Și am mai adus aici ăștia pe care vi-am prezentat, așa că haideți să începem. Ăsta deja l-am tăiat, haideți să tăiem și acesta. Cam așa. Și să învelim pernele. Doamne, cred că o să iasă atât de drăguț. Nouă ne place deja. Ia să vedem. Hai că se potrivesc. Perfect. Chiar foarte bine se potrivesc. Ia uitați, așa arată prima pernă și acum să o învelesc și pe a doua, foarte drăguțe. Care este anotimpul vostru preferat? Al meu clar este toamna, îmi place foarte mult. Bun, deci o să pun o pernă în partea aia și o să pun cu un pumpkin din ăsta. Deocamdată las acolo. Haideți să tai aici. Perfect. Acum, pe ăsta îl pun în partea asta.
Și o să mai pun un pumpkin și în partea asta. Și acum, noi mai avem un urs, ursul ăla de la Ikea, pe care vreau să-l pun aici pe mijloc. E foarte cute. Și ăsta, cred că l-aș pune în partea aia. Hai să vedem. Haideți că am aprins și lumina. Și așa arată din ansamblu. Mie îmi place foarte mult. E așa cozy și de toamnă. Da, deja mi-a venit cheful să fac peste tot de toamnă. Și Ro, desigur, este și el aici alături de noi. Dacă am terminat cu canapeaua, putem face o pauză. O să mâncăm salată Cezar, neami, abia aștept pentru că ne este foame. Și după aceea, desigur, continuăm cu decoratul. Am terminat de mâncat, continuăm decorarea din living. Acum vrem să decorăm zona asta de aici. Și vedeți că avem recipientul ăsta. Na, ne gândeam să punem înăuntru, cam așa, arici împreună cu lumânarea asta și nu știu, oare mai merge să pun pe lângă ăstea? Nu cred. Ăstea de aici. Toate, niciun caz. Ia să vedem. Ne zicem așa ca idee. Știi, mă gândeam așa să... Ce părere ai? Așa ceva. Mă gândeam... Da, cred că ar fi prea încărcat. Da. Nu, cred că o să lăsăm așa, doar astea două. Haideți să le tai etichetele. Aoleu, ce bine prinsă eticheta asta. Așa și asta. Oare e ok să rămână așa, acolo? Cred că n-are nimic. Bun. Ia uitați, haideți să iau ăstea de aici, să vedem ansamblul. Cam așa ar arăta. Și florile din vază s-ar putea să le schimbăm, nu sunt sigură, dar eu zic că merg chiar și așa. Noi poate le păstrăm pentru că merg iarna. Deci chiar îmi place. Lumânarea, mă gândeam să o punem în partea aia, cred că ar arăta bine. Cam așa. Da, eu zic că chiar arată fain. Și floarea asta albă. Ia să vedem cum ar arăta în partea asta. Cred că ar arăta bine cumva ar ascunde și routerul acela din spate. Ca să dăm o notă de toamnă și locului unde ține și jucăriile, am adus cele două vulpi pe care le știți voi de anul trecut. Haideți că vi le arăt acum. Și Ro, ce faci? Uitați-le! Acestea sunt, haideți că le ridic puțin. Cam așa arată, sunt foarte drăguțe. Le-am luat de la Nanu Nana. Așa se numește magazinul și arată foarte fain. Ia, și Ruhai aici un pic, ca să vedem și noi așa din ansamblu. Cam așa arată și îmi place foarte mult. Înainte să decorăm dormitorul, vrem să topim ceara asta de la Sinsei. Sunt tare curioasă, deja miroase foarte bine și până o să decorăm noi, vrem să o lăsăm să se topească. Ia să vedem, uite, cred că pe asta o punem aici deasupra. Iar dedesubt o să luăm o lumânare din asta de la Pepco și asta miroase foarte bine a dovleac. O să punem aici, o prind eu imediat și o să ne uităm la ea în dormitor după ce se mai topește. Și amintim, mami, că aveam un cont de brad în casă și ia uitați ce fain arată aici, lângă arici și lumânarea în formă de dovleac. Foarte fain, îmi place. Haideți să vă arăt cu ce lucruri decorăm în dormitor. Am aici plasele pregătite și Ro este alături de noi. Se bagă aici în sufletul meu, da. Hai să le arătăm și Ruță. În primul rând, avem aici dovleci ăștia foarte faine, așa, din material. Sunt niște pernuțe pe care vrem să le punem pe pat. Și avem ăștia doi odată. Ui și Ro. După aceea îi mai avem pe ăștia doi, așa, pe bejul ăsta. Vezi? Da.
Îi punem pe pat. Apoi vrem să învelim pernuțele noastre. Avem niște perne așa mai mici și vrem să le învelim cu astea. Opa, mai este încă unul aici. Sunt foarte drăguțe. Bun, iar aici, pentru pat, ăsta l-a cumpărat mami de la Dedeman. Vrem să învelim patul. Foarte fain, de la Caresa, Easy Sleep se numește. Așa, și mai avem ca lenjerie de pat setul ăsta foarte fain de toamnă. Ia uitați, cam așa arată. Este pe verde, are nuanțe de verde, de bej, așa se vede că e așa mai de toamnă. Cam așa sunt nuanțele. Așa că haideți să ne punem pe treabă. Tot ce mai avem de făcut în dormitor este să tăiem etichetele la dovleci. Și după aceea vă arătăm cum a ieșit. Ioi, deci e atât de fain. Am pus lenjeria de pat, asta așa mai tomnatică. Dedesubt avem și învelitoarea de la Dedeman. Chiar foarte bine s-a pus, am nimerit-o. Iar aici puteți observa pernele. Mi se pare că arată foarte fain așa cu mai multe perne. Cam așa arată. Așa. Acolo am pus unul din dovleci. Iar în partea asta alaltă avem lumânarea cu ceara care s-a topit și atât de bine miroase. Deci chiar e o combinație super faină. Ambele miros foarte bine și lumânarea de la Pepco și cea de la Sinsei. Bine, de la Sinsei avem ceara deasupra și așa arată. Oricum se potrivește foarte bine și cu designul și așa a ieșit în dormitor. Continuăm cu bucătăria. Am adus aici toate lucrurile pe care vrem să le punem în bucătărie, în punga asta. Și înainte ne-am pregătit aici un ceai și o prăjitură ca să mai facem și o pauză așa de ceva dulce între timpul acesta de decorare. Și haideți să vă prezint. În primul rând vrem să punem cănile astea de la Nobila Casa. Apoi pe masă o să punem astea foarte faine. Arată așa tomnatic, abia aștept să văd. Mai avem de anul trecut setul acesta de forme, de făcut prăjituri. Trebuie să-l punem acolo, să-l avem la îndemână. Uitați ce fain e! Și să știți că se găsește fix la fel. E sub formă de măr și frunză. Cam astea sunt formele. Oricum, astea cred că o să le folosesc și la iarnă. Așa, apoi mai avem farfuria asta tot de anul trecut, așa în formă de frunză pe auriu. Mi se pare foarte drăguță și se potrivește acum toamna, vedem noi unde o punem. O cană care zici că e bol, dita mai cana, mi se pare din nou așa tomnatică. O avem tot de acum un an sau doi, nu mai sunt sigură. Uitați-vă cât de faină îi și pe asta vrem să o folosim acum. În perioada asta, iar înăuntru, ia uitați ce am aici, sunt niște scobitori care au sticăre cu dovleci și ca să vă prezint așa cum se pot folosi, ia uitați, și prăjitura noastră a devenit de toamnă, mi se pare foarte frumos, îmi place de numai. Și pe acestea le-am luat anul trecut într-un set așa drăguț de ăsta de brioșe și se găsește chiar și acum la Pepco. Ceva de genul acesta foarte fain. Așa, ce am mai pus noi aici? Paiurile astea care mi se par că se potrivesc acum toamna. Frunza asta mi inspiră așa. Și partea faină cu paiurile astea
e că nu trebuie neapărat să schimb paharul sau cana să fie de toamnă, puteți pune și un pai care vă inspiră toamnă și deja aveți un pahar nou, cum s-ar zice. Și ultimul lucru pe care o să-l punem în bucătărie este cana aceasta superbisimă în formă de dovleac. De aici vrea mami să mănânce gris cu lapte. Și cam astea sunt lucrurile. Acum o să ne mâncăm prăjitura, bem aici ceaiul, cred că încă e fierbinte, și ne apucăm. Așa a ieșit în bucătărie. Am folosit cele două suporturi decorative, peste care am pus bolul acesta cu mere și fructe, ce o să mai punem noi aici, avocado și ce mai avem acolo. Am pus și setul acela de căni, mi se pare că se potrivește foarte bine aici, prăjitorul de pâine și avem acolo una dintre cănile tomnatice. De asemenea, am mai pus câteva dulciuri pe suportul acela, ia uitați-l, când l-a dus mami aici, așa în formă de frunză, ia uitați ce fain arată. Și acum noi o să tot alternăm, o să schimbăm cănile pe care le punem pe masă sau, uite, schimbăm cu frunza asta drăguță. Chiar îmi place mult și așa arată în bucătărie. Ne aflăm în baie pentru că acum a venit timpul să organizăm baia. Haideți să vă arăt ce o să punem pe aici. În primul rând avem niște luminițe de la Pepco. Cam așa arată și deja i-am pus și baterii, stați să vă arăt. Ce fain! Abia aștept, o să vedeți imediat unde ne gândim noi să le punem. Apoi, vrem să schimbăm covorul. Momentan avem un covor așa de vară și vrem să-l schimbăm cu ăsta. Vedeți, așa roz, de vară. Iar acum vrem să-l punem pe ăsta super fain de toamnă. De la Sinsei, pe care vi l-am prezentat în hall. Doamne, sunt așa de entuziasmată. Cred că o să arate super. Vedem împreună. Și vrem să schimbăm floarea. Și o să vedeți că ne-am mai gândit noi să punem încă niște flori drăguțe. O să vă arătăm imediat. Dar pe asta am cumpărat-o acum. Foarte faină și cred că o să se potrivească aici în baie, așa tomnatică, pe asta avem de la Pepco. Așa că haideți să le punem prin baie. În baie nu avem mare lucru de făcut, dar lucrurile astea o să facă diferența. Aici avem floarea asta care e așa de vară, primăvară, iar acum o să o schimbăm cu asta care e așa de toamnă. Mi-am adus și forfecuța ca să tăiem eticheta împreună. Trebuie să am grijă ca nu cumva să tai floarea. Hai că am reușit. O punem aici. Și ia, uitați ce drăguț arată. Oare cum să pun așa? Cred că așa. Ia, uitați. Bun, și ce mai vreau să pun aici sunt luminițele astea. Ia, vedeți? Aici cred că ar arăta foarte bine. După ce termin, o să stingem lumina ca să vedem așa cum se văd numai luminițele cu lumina stinsă. Și mai avem încă o floare foarte faină pe verde, la care i-am adăugat niște luminițe pe care vi le-am prezentat eu într-un vlog. Le-am luat tot de la Pepco. Stați că mă chinui aici să le desfac. Le-am luat-o de la Pepco și arată foarte bine. Vi le prezentăm imediat după ce le dau eu de capăt. Hai că nu mai am multe. Asta și încă una. Hai că asta e ultima. Desfă-te, te rog. Gata. Cu baterii în spatele la fără. Ah, da. Bună idee. O acoperim aici. Și haideți să o și aprind. Ioi, ce fain arată. Trebuie să le mai aranjez un pic. Cam
în fine. Da, cam asta e ideea. Hai că arată bine. Chiar îmi place. Și zona asta deja este făcută așa de toamnă. Cu vibe-ul de toamnă se potrivește cel mai bine prosoapele astea vișinii. Așa că vreau să le schimb pe ăstea de aici. Pacă-l pun pe ăsta așa mai mare și pe ăsta mai micuț. Opa! Așa, cum asta bine. Gata! Am observat că prosopul acesta mai micuț are dita mai eticheta, trebuie să o tai. Deranjează vizual. Acum e cum trebuie. Toate decorațiunile se îmbină foarte frumos cromatic. Uitați-vă și voi, am aici vișiniu cu luminuțele astea drăguțe, acolo sunt prosoapele vișinii. Mi se pare că arată atât de frumos. Doamne, sunt super, super încântată. Ultima decorațiune din baie este această floare la care i-am adăugat niște luminițe. Haideți să vă arăt, cam așa arată ea. Și aici, dacă vă amintiți, dacă v-ați uitat la vlog, vă amintiți sigur că v-am prezentat. Și ia uitați ce fain arată, dar cu siguranță arată și mai bine atunci când este întuneric, așa că haideți să stingem lumina. Ta-da! Foarte fain arată și haideți să mergem și în zona chiuvetei ca să vedem și celelalte luminuțe. Și așa arată celelalte luminițe. Îmi plac foarte mult. Cred că se observă și la voi că sunt așa cu frunze, cu dovleci, au diferite forme și arată foarte drăguț. Ultima modificare pe care o vom face în baie este să punem oglinda asta nouă de la Pepco, tot așa într-un hol v-am prezentat-o, încă i-a rămas eticheta. Ia să vedem cât a costat, 10 lei. Haideți că i-o dau jos, așa frumos, să nu rămână urme și o punem aici. Mă încurc un pic luminițele. Gata. Și așa arată. Ultimul finish. Ia uitați ce DIY a făcut mami. Deci îmi place atât de mult. Coșul acesta împreună cu florile pe care le aveam de ceva timp și a pus paianjenul acela înăuntru. Deci îmi place atât de mult. Și cred că se observă că vine așa o lumină din coș. Este o lumânare pe baterie. Și ia uitați ce frumos arată. Așa arată pe lumina stinsă. Se vede mai bine în realitate. Așa. Iar aici ne-am pregătit gris cu lapte, așa ca încheiere. Și ia uitați ce fain. Iar cu ocazia asta vrem să încercăm niște forme și inaugurăm lingurițele de la Sinsei pe care vi le-am prezentat noi într-un Pabi vlog. Așa. Deci avem formele astea de ceva timp, dar n-am apucat să le folosim și am zis că acum ar fi momentul. Și o să încercăm cu zahăr pentru că nu avem scorțișoară, din păcate, ni s-a terminat. Dar încercăm cu zahăr. Ia să vedem. Ne ajută mami aici. Foarte faine lingurițele. Noi le-am luat așa în vară, erau puse la colecția de vară, dar mi se pare că sunt foarte faine și de toamnă. Într-un fel, se potrivesc mai bine toamna, exact. Merge cu vibe-ul de toamnă, auriul. Și acum să vedem dacă o să-mi iasă faza. Cu siguranță ar ieși mult mai bine cu scorțișoară, dar acum vedem. Da, ia încerc în ăla al meu. Nu merge. Nu prea iasă. Nu iasă. Lasă că o să încercăm noi în alt vlog, după ce cumpărăm scorțișoară. Da. Mai încercăm.
Și oricum arată foarte bine. V-am zis eu că mai aveam o cană așa de toamnă. E bine, asta este din Bugs Bunny. E perfectă de toamnă, e super faină. Aproape că a zice că e un bol, nu o cană, dar în fine. Și să știți că încă mai am prețul. Este de la Pepco și a costat 27 de lei, m-am uitat eu înainte. Așa că nu știu, poate că mai aduc. Nu știu, că de obicei mai bagă colecțiile la fel. Și da, asta o să mâncăm noi acum. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Dacă da, nu uitați să meritați acest lucru printr-un like, apăsați și pe butonul de subscribe ca să deveniți parte din familia asta minunată. Iar noi ne revedem în următorul clip. Să aveți o zi super! Ciao!